Salutare, dragi prieteni! E destul de greuț așa, mai ales la început, abrupt, mai obosești, mai bei un pic de apă, mai stai și fii timp. Uitați cât de frumos e. Și merită să depui acest efort, pentru că tot timpul vezi numai și numai peisaj frumos în jur, priveliști, pășuni, munte. E ca în rai, dragilor. Deci foarte, foarte frumos. Foarte frumos, merită. Dragilor, se auzea o căprioară și mă pregătisem, zic, poate pot să o prind să o filmez, dar din păcate a fugit. Se auzea încolo căprioara, Dacă tot am dat drumul la cameră aici, să vă mai spun că prima parte unde se urcă, dacă vreți să o luați pe jos ca mine, e destul de abrupt. Peisajele mioritic. România este frumoasă. Este frumoasă. Din punctul ăsta de vedere, România bate sau concurează cu succes cu orice țară din lume. Dragii mei, cine iubește natura știe ce spun. Văd acolo niște căsuțe, nu știu, o căbănuță lăsată, nu știu ce este, acolo în partea aceea, nu știu dacă se vede. Cam așa este începutul urcușului, pentru că la început o să mergeți pe șosea Primoieciu și o să ajungeți în localitatea Cheia. Practic de la această barieră începeți urcușul. Până aici mergeți pe șosea foarte ușor, circa 3 km să zicem. Deci de aici, de la această barieră, începe urcușul. Aici unde vedeți acest semn este și acea barieră unde începe urcușul. Și iată că de aici, de la barieră, ne arată că până sus la amfiteatru mai avem de mers circa 4,5 km. Vă pup!